A fost odată în țara Alibba, în oraș atât de trist încât și-a uitat propriul nume. Și acolo, în mijlocul orașului, printre ruinele ca niște inimi frânte, trăia unicul fiu al povestitorului Rashid Khalifa, care era cunoscut pentru a împărtăși fericire în întreaga metropolă nefericită. Are legătură cu psihologia lui. Mama s-a aplicat în minutarul are ca 11 minute. De atunci nu mai poate să facă nimic timp de 11 minute. Nu te interesează decât plăcerea, dar un bărbat adevărat ar trebui să știe că viața e o chestiune serioasă. Capul ție prinde fantezii, nu mai e loc și pentru fapte concrete. Domnul Sengupta nu are nici urmă de imaginație, ceea ce îmi convine. Spune lui Harun că îl iubesc, dar nu am încotro. Trebuie să fac asta acum. Ai face bine să ne dezamăgești. În banii aceam îmi fi teric, golnic. Dar, vă pot zice, chiar eu în Valea Ca înainte de apus. Stați întâi să mă prezint. Eu sunt Dar, șoferul poștalionului expres din Valea Ca. Ce înseamnă coșmar? Coșmar este un cuvânt mai vechi pentru coșmar. Cine ești și ce faci aici? Sunt Daca. Lape și am venit pentru că Tactu și-a anulat abonamentul la robinetul de povești. Dă înapoi, micule hoț! Au luat-o pe beci, ta mea, de clar îți băi pentru beci. Și pentru ocean. Și pentru ocean. Capra avea 3 iepurași, 2 vare și Arăta ce bine să mergeți la mergeți. Mamă, ce mai am. Cade, lasă-l acum, lasă. Sunt Daca, duhul apei și am venit pentru că Tactu și-a anulat robinetul. A luat-o pe petita mea, a luat declarul meu pentru petita.